Acasă la familia Cofțun mirosea toată casa, cozonac și cornulețe, în bucătărie doi mici bucătari. Răzvan, elev al școlii numărul 7, și Lionel Dinis, un portughez timid, elev și el, participant la proiectul European Tradition under European Sky. Timp de o săptămână este găzduit de soții Cofțun, care la rugămintea fiului lor au acceptat să primească în casă un elev străin. Este o experiență tare plăcută. Copilașul meu, băiețelul meu, și-a dorit foarte mult să participăm la acest proiect și ne-am bucurat de prezența lui Lionel alături de noi. A fost o experiență frumoasă, au făcut diverse activități împreună, ne-am jucat, am vizitat împrejurimile, au făcut activități plăcute, au jucat tenis, biliard, chiar și soțul meu a jucat cu ei tenis de masă. Pe mine Lionel m-a ajutat în bucătărie, ne-am uitat la filme împreună, fotografii, am prezentat orașul. Cred că a fost o experiență plăcută și de neuitat atât pentru el cât și pentru noi. Chiar dacă Lionel cunoaște doar câteva cuvinte în limba engleză, iar comunicarea este destul de dificilă, nu au fost probleme pentru că cei doi elevi se înțeleg de minune. Micul portughez nu prea s-a plictisit la Giurgiu, nici măcar cât a stat în casă. A învățat să gătească cornulețe, să prepare cozonac și să contribuie la diferite treburi casnice. Lionel? Yeah. Ok. Ok. This year. Ok? Știe. Ia. Hai, Răzvan. Și tu? Așa? No. Ok. Așa, și încorții. Ok! Good, 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 good. Yes. Ha. Mi-a plăcut foarte tare ideea de el a venit la mine o săptămână și eu a plecat la el. Și am vrut să vizitez țara lui. Mai are puțin de stat la Giurgiu, însă atât el cât și Răzvan promit că vor ține legătura, pentru că la un moment dat, în cadrul proiectului, micul portughez va fi gazdă, iar elevul giurgiuvean oaspete. În prezent, 15 familii din Giurgiu găzduiesc 15 elevi din cele 6 țări participante la proiectul european derulat de Școala 7 și inițiat de profesorul Marinela Anghel.